Astăzi Vodafone lansează Samsung Galaxy Spica, noul terminal ce incorporează sistemul de operare Android 1.5, pe care îl avem chiar aici în față și pe care îl vom arăta publicului nostru. Telefonul vine în pachet cu un card de memorie de 2 GB, vine cu o husă din piele naturală în pachet, are hands-free, încărcător, cablu de date și CD cu soft. În cât timp apreciați că în momentul în care desfacem cutia, putem să și vorbim cu noul telefon? Ținând că avem SIM, că avem de toate. Dacă avem SIM, putem vorbi în 10 secunde după ce telefonul a fost pornit, cam atât e timpul în care telefonul intră în rețea. Putem accesa internetul după cele 10 secunde imediat. Deci, practic, telefonul face și internet și voce imediat cum este pornit. Acesta este ecranul de start al telefonului, unde din start se vede sigla și motorul de căutare Google. Platforma de operare Android instalată pe acest terminal permite afișarea 3 ecrane cu informații personalizabile, deci unul în stânga, cel central și cel în dreapta. Ele sunt foarte customizabile, de exemplu, dacă vreau să mut ceasul în jos, îl mut în jos și el rămâne acolo. Îl pot muta apoi în sus, îl pot duce pe un alt ecran imediat. Un foarte mare avantaj al acestui terminal este experiența foarte bună de acces la internet pe care o oferă. O să facem o demonstrație accesând browserul integrat al telefonului. Pagina de start este automat Google. Se poate căuta ceva pe el sau se poate accesa linkul direct foarte simplu. De exemplu, putem să intrăm pe, nu știu, pe iGoogle, de exemplu, și telefonul acum accesează pagina respectivă. Derularea este foarte ușoară în meniu, sus jos, fără niciun fel de efort. Rapiditatea în meniu se vede și în cazul în care intrăm în meniul telefonului, deci el se deschide foarte ușor și funcționează foarte ușor. Un alt avantaj foarte important al telefonului este al sistemului de operare Google, este accesul la Android Market. Un exemplu este, îl voi demonstra chiar acum, putem să căutăm o aplicație anume, să spunem, de exemplu, am căutat mai devreme Google Sky Map, îl găsim. Timpul de încărcare este de doar câteva secunde până când aplicația găsește aplicația respectivă. Se vede că este gratuită. Ce conexiune aveți? Conexiunea este de 3,6 megabits pe secundă în sistem HSDPA, lucru care face ca încărcarea oricărei aplicații să facă extrem de repede. Practic, platforma ne explică ce face această aplicație, Google Sky Map. Se poate citi foarte ușor descrierea ei, se văd review-urile date de ceilalți useri, ce impresii au avut ceilalți utilizatori, iar la butonul install ne avertizează că va downloada cantitatea de date necesară instalării, ne trebuie locația, pentru că veți vedea imediat cum funcționează această aplicație, după care la OK, practic telefonul începe să downloadeze. Se poate verifica statusul trăgând de această bară, o să apară imediat sus, se vede că începe download-ul. Așteptăm puțin, după cum v-am spus, durează foarte puțin, 5 secunde a downloadat-o. S-a downloadat, iar acum face și instalarea în mod automat. Practic nu este nevoie de intervenția mea. Aplicația este instalată. Download-ul se face în memoria telefonului sau pe cardul? Acum se face în memoria telefonului, se poate face și pe card. Cardul este în momentul ăsta în pachet, nu am instalat cardul. Telefonul dispune de o memorie internă de 180 de megabiți. Cât timp această memorie este disponibilă, se face în memoria telefonului. Practic aici am pornit aplicația, mi se cere acceptul pentru folosirea locației și a celorlalte informații necesare, după care aplicația practic mă întreabă dacă vrea să-mi afișeze de fiecare dată locația unde sunt. Folosește atât GPS-ul, cât și utilizarea în sistem AGPS, Assisted GPS, a locației mele. Practic, el poate verifica atât cu ajutorul receptorului GPS integrat locația, cât timp sunt în aer liber, sau se poate conecta la rețea. Rețeaua îi dă locația în care mă aflu fără să fie nevoie de satelit. Deci, practic, am activat cele două funcții. Acum ar trebui să meargă. Practic, acum aș vedea ceea ce mi se afișează, ce aș vedea dacă m-aș uita pe cer în momentul ăsta. Se văd planetele, se văd în funcție de mișcarea pe care o are telefonul, practic se mișcă planetele.
Asta este una din cele aproximativ 40.000 de aplicații din Android Market. Ele sunt împărțite în aplicații și jocuri. Aplicațiile, dacă intrăm pe ele, sunt împărțite în categorii, sunt foarte multe categorii de aplicații, fiecare dintre ele având de ordinul sutelor sau chiar miilor de aplicații. Se pot căuta jocuri, se poate vedea o istorie a download-urilor făcute până acum. Partea de e-mail a telefonului este 100% integrată cu Google, deci avem acces atât la contacte, cât și la mail, cât și la calendar. Toate serviciile Google sunt integrate și sincronizate în timp real, non-stop. Dacă telefonul este pornit, el practic își face sincronizare non-stop. Pentru asta noi am definit niște pachete de date dedicate pentru acest produs, pentru care accesul la internet este foarte facil și inclus în abonamentul de bază. Deci, practic, pentru cel mai mic abonament avem o opțiune de internet de 500 de mega, care face ca prețul telefonului să fie 129 de euro fără TVA, cu TVA inclus, iar cel mai bun preț al telefonului de 69 de euro este împreună cu abonamentul Vodafone complet 2000 și internet mobil nelimitat. Deci, practic, clientul se poate naviga pe internet fără niciun fel de limită. Te plictisești? Poți încerca un joc? Dacă nu știi unde ești, îți spunem noi. Vrei să cauți un prieten? Cu Facebook e foarte simplu. Tot nu te-am convins. Avem mii de alte aplicații pentru tine. Telefonul tău este ceea ce vrei tu să fie. Samsung Galaxy Spica. Care este rațiunea lansării acestui terminal pe care văd că puneți acum accent? Este la modă, aceste rețele sociale sunt la modă și toată lumea încearcă să scoată cât mai mulți bani, ca să spunem, din traficul pe internet. Da. Cum vine acest telefon în întâmpinarea noilor tendințe de pe piață? Practic, sistemul de operare Android este un sistem de operare care permite practic instalarea oricărei aplicații, indiferent că este vorba de instant messaging, Facebook sau orice altă rețea socială. Practic, este un sistem de operare deschis. Se poate accesa practic în orice moment Facebook-ul, spre exemplu. Putem face o demonstrație chiar acum. O să-mi găsească mai multe aplicații de Facebook, fiecare customizabilă într-un fel anume, depinde de dezvoltatorul care a desfăcut-o, care a creat-o. După cum vă spuneam, sunt foarte multe aplicații tip Facebook. Sunt practic 374 de aplicații care au acces la Facebook. Fiecare are câte un rating, toate sunt gratuite, se vede, toate sunt gratuite. El mai încarcă acum următoarele 25 de aplicații. Putem instala oricâte, o să o alegem pe prima, spre exemplu, Facebook for Android. După ce s-a instalat, se rulează. Mă întreabă dacă sunt de acord cu termenii și condiții folosirii aplicației, username-ul și parola și asta e tot. Deci se poate accesa imediat. Mai mult, ca să fii în contact tot timpul cu prietenii, se poate, de exemplu, pe unul din ecranele disponibile în acest moment, se poate ține apăsat. Ne întreabă widget-uri. Alegem widget-ul de Facebook și el apare automat sus, activ, actualizându-și în fiecare moment informațiile prietenilor mei. Trebuie doar să mă loghez pe contul meu sau pot să-mi creez orice alt cont nou de Facebook. Și practic ea rămâne tot timpul aici, pe unul dintre ecrane. Ele se pot customiza până la 3 ecrane, cu orice fel de informații am nevoie. Care este segmentul de piață vizat de acest terminal? În special ne adresăm tinerilor cu vârstă până în 35 de ani, noi considerăm în continuare tineri, cu nevoi de acces la internet, cu nevoi de comunicare deosebite din punct de vedere al experienței de acces la internet. Practic, telefonul este ca un mini-calculator. Din studiile Vodafone, dar și ale celorlalți analiști din piață, care este cea mai utilizată aplicație? Fiecare aplicație este poate fi împinsă de unul din utilizatorii, din cei care creează aceste aplicații. Practic, dacă accesăm marketul, o să vedem că în partea de sus ni se propun niște aplicații, iar dacă intrăm în meniul de aplicații, toate aplicațiile, ni se sortează automat cele mai populare. Abonează-te la Vodafone Complet și ai noul Samsung Galaxy Spica la numai 69 euro. Vodafone.